Da, trecem la vot. Cine este pentru delegarea domnilor amintiți aici pentru a reprezenta Consiliul Local în dosarul respectiv? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vasile Radica. Și Vasile. Este cineva împotrivă? Nu, Ghirișan. Nu, am votat. E, unde-i votat? Poți să număr așa și că o să uita câți ridică și totul... Totul ridică la cântar, la urmă, pac. Asta e tactica lui. Da, toți? 14, da. Trecem la ultimul punct. Alegerea viceprimarului. Cine face propuneri, cine vrea să fie viceprimar? Domnul Cimpoieșu? Ce proiect? S-a alege, s-a aprobă alegerea și așa. Dar ordinea de zi a fost aprobată. A fost aprobată. Atât, alegerea viceprimarului orașului Broștești. Pentru asta zic un proiect de hotărâre. Nu vorbiți, doamne. Aveți, domnul președinte? Da, am aici. Articolul 1, când urma stabilirii rezultatului. Da, asta este. Hotărâri, proiect, uitați aici. Normal, ați făcut altfel la alegerea viceprimarului? Și deci care este titulatul? Alegerea viceprimarului. Privind proiect de hotărâre, privind alegerea viceprimarului orașului. Privind alegerea. Privind alegerea. Privind alegerea. Iar propunem în cadrul alegerilor. Pe cine? Domnul Cimpoieșu, pe cine propuneți? Domnul Rusu Vasile. Altul n-ai găsit? Propune pe Rusu Vasile, da? Altă propunere? Domn profesor? Propun pe domnul inginer Molodenski Mihai. Domnul profesor? Alte propuneri? Nu mai sunt. Dacă nu mai sunt, trecem la vot. Ce stai la le are? Nu trebuie să fii pregătit președinte. Poate stai pe bine. Da, haideți. Ies legăturile între consilieri. Rupeți. Trei pagini. Da. Da, da, da. Bun, asta cu bănuța noastră scrie cei doi care da, nu știu de mă. Da, mai bine. Da, mă, Molodenski, da, da, da. Numărul 1, Rusu, numărul 2, domnul Molodenski. Să cred. Și dacă domnul Molodenski a fost demis cu 9 voturi, da, ci, dar e drept, are drept. În cele ce scrie, nu are voie să candideze. Da, nu, da. Are dreptul. Dacă are drept să candideze... Da, sigur. O să demit alt și unul să candideze? Asta e treaba domnului Molodenski. Nu, e treaba partidului care reprezintă, nu? Prindem și o lumânare să ne ajute Dumnezeu. Dați-o lumină. Simți nevoia? S-o prindem? S-o prindem direct. S-o prindem și înțelege altfel. Să nu iei foc sars, mai vezi pe ea. Să-l ierte sau să-i ajute?
La vii sau la morți, s-o prinde. S-ar fi spus să fotografieze, că vorbească mult. Bine, are treaba. Și mai prindea bana așa. Să vă facem niște semnături. Nu, viitor, nici primar are, sunt frunte, semnă. Asta e normal, e bocilor. Da. Păi și scântei. La grupul parlamentar. Parlamentar, da. Păi și scântei. Noroc o vin senatoarea și o despărți spiritele. Da, 14. Ai făcut alta. Oare se pune amantă asta? Uite în cutia aia. Cutie. Să stabilim modalitatea de vot. Să-ți vedem o leacă. Modalitatea de vot. Dă-o, Vili, dă-o, Nu este văsit de uiste. Așa e dus. De asta. Ia și taie. Este cu amii, este domnul Ivan cel mai corect. Nu mai caia. Da. Belciu? Da. Să-și pui de ce bun? Ivan cel mai corect. Ești în comisia din mare rotă, cel mai corect. Pune Belciu pe acolo. Pune-ți Belciu pe acolo.
Da, și votul aduce aici, e corect. Iesa, comisia. Haideți să sunt domnule, vedeți, aici rămâne camera și urna și să ne dăm o calitate de modalitatea de vot, să vedem. Dar cum tăiem sau încercuim? Domnul președinte, eu propun să încercuim pe cel pe care vreau să încercuim numărul 1, 2, pe care îl doriți dumneavoastră. Votați. Pe cel pe care îl doriți să votați. Da. Sunteți de acord? Da. Încercuire, nu? Încercuirea numărului. Numărul 1 sau numărul 2, pe care doriți să-l votez. Dacă sunt semne particulare pe vot. Automat le-am numărat. Adică să stabilim, le-am numărat sau băi. Se anulează. Băi, asta înseamnă și mai mare. Dacă apare un singur. Da. Le-am numărat, nu? Dar eu zic să faceți un buletin de vot acum și eu să stabilim. Eu ce sens fac? Auziți? Nu, ce auziți? Scriem un buletin de vot și arătăm cum se încercuiește. Cercuți, poate faci la urmă. Sau să te impunem. Cercuți, dar pe urmă există discuții cum îi ia. Cercuți, nu, cercuți, nu. Arătăm cum e modul de vot. Hai să încerc patrat. Pe urmă zice că arăta că vine aici, mă bădea. Nu, nu, poți scris. Popescu și Rotaru. Poți face un cerc și cum scrisul de patru. Doctor. Da, s-a văzut. Da, treci pe la fiecare, dacă... Da, treci din mână doriți, așa, până la taxator. Rotaru, Sotir sau care? Rotir. Rotaru și Popescu. Urna rămâne aici. Comisia, la fel. În cât timp se împarte buletinul? Comisia, haideți să stabilim. Dați buletinul și să arătăm. Da. În patru, măi. Da, cum se împarte buletinul. Ca să nu existe discuții. Domnule, stabilim ultimul amănunt și vă mai gândiți deci, așa. Cerc rotund, e clar. Nu, cerc patrat. Băi, am două în sfârșit, acum ai fost. Totul, lasă că nu dăm casier. Da, o dai. Vă las, mă puniți în situația să vă evacuiți. Mulțumesc. Așa, în patru, în patru, să te ieși de vot. Să te ieși de vot. Așa, în patru, în patru. Da. Doamna secretară, dați buletinul de vot. Împărțiți-le. Nu, nu, le dau eu acolo. Nu, nu, nu. Nu, le-ai cu buletinul afară. Nu, dar nu ieșim noi afară, rămâne urna cu camera și noi... Nu, este pe rând, este unul, să duce după seara. Și noi ieșim afară. Rămâne secretar. Rămâne, e iar pauză. Buletinile, da? La care intre? La care intre? Nu, 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 nu. Să ieși, dai că intre. Stă cu... Cu brava, așa. Unde votează respectivul? Aici? Nu, aici. Nu, aici. 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 Cu singur pic. Cu singur pic. Nu, e corect. Trebuie să votez în altă parte. Aici o să fie aplicat. Aici o să fie aplicat. Eu zic așa, să votez aici. Da, uite acolo. Da, acolo. Comisia să fie aici. Comisia. Dar să nu vorbesc chiar altă părere. Deci ia buletinul, duce și votează acolo și bun, face cea mai bine. Face cea mai bine. Mai bine. Mai bine. Dacă intervine, scrisul este caracteristicul scrisului doamnei secretare. Nu putem modifica buletinul. Dar scrieți în camera aici. Deocamdată ești afară. Hai. Afară, tete lumea, na. Mă rog, același pix de acolo. Da, nu, mă, a, pe același pix? Pe același pix? Da, da. Da. Dacă se termină pe asta? Dacă se termină pe asta, domnul. Ai oprit? Comisia. Comisia. Comisia aici? Da, Doru Ivan. Doru. Căci-al mare. Doru. Doru Baran. Este Mixa Boru și Teșcoara. Hai, cine votează primul? Ce au inițiat proiect? Vedeți să coace cu voturile, doamna secretară. Nu, noi la urmă votăm. Nu, câte urmă îl dai? Acolo. Oricum, ați votat mi-acolo? Vedeți, domnul președinte, la fiecare. Asta aici, noi rămâne și votăm pe rând. Tot doi aici și unul votăm. Da, la urmă. La urmă, să iei unul.
masă. Votez pentru binele. Băi, stai că nu am apă. Am băgat mea picioare din el. Păi corect ce faci, domnul. Nu l-am greșit. Nu e secret. Vreau să vă corect ce vă salut, domnul președinte. Nu, vorbesc foarte serios. Nu vezi cu votul. Spuneți celorlalți să vină cu buletinul. Și păturismul s-a stabilit. Vă rugăm frumos. Păturism, bă, buletinul, vreți să fie poligonul păturismul să s-a plic în patru. Exact. Dacă e vostre crește, crește să fie, nu? Salut, mama. Corect, da? Și poate vedem la urmă ies 15 voturi. Da, vom vedea, zic. Da. Într-o etapă, într-o etapă ulterior. În asta? Nu. Se une? Păi la urmă, când termină celor colegi, ne retragem câte unul și doi rămâne. Da, nu? Ca să fie... Cu Vasile. Cu hai mai altă acolo. Se vine casier. Poate mă fur. Ai auzit că rezolva președinte. Poate îl faci, eu pun el. Și încercuim pe ăla care trebuie să... Da. Care considerăm că e mai bun, nu? Bun. Mă duc eu, da? Asta, asta, sunt 8 deja. 8 de aveam? Da. Mai seama. Asta, domnul Parole. Nu sunt conștiință la cum nu! Nu, mă uitam, nu. Nu, am zis să vă rămâneți. Zice, dacă pentru comunitatea orașului Groșteni. Ai văzut pentru viitorul dumneavoastră. Nu mă știu. Să vine de la vilă, l-am luat pe mogul. Da. Și poate ne-l-am luat. Ieși ala, de ce? Domnul candidat. Nu e cum ghi, de cam o așa, nu? Când are de ce. Mă duc eu, da. Mai se vor, nu? Mulțumim, mă. Cum adică? Noi ce rol are comisia dacă nu ați redactat un document? Nu am văzut. Și de asta serios. Deci de mușa. Și să ne știa prin afară, cu 26. A votat tot, da? Da. Da, da. Domnul... Ați votat? Da. Okay.
12, 13, 14. Consemnă că din 14 consilieri prezenți, sunt 14 prezente, băgate în urmă, 14 buletine de vot. Iar acum, Rusu Vasile, nu sunt Vasile, da, sunt întreabă. Vasile. Foarte emoții, este o tremurată. Molo Deschi. Mihai. Rusu Vasile, 1. Molo Deschi, 1. Molo Deschi, 2. Molo Deschi, 3. Rusu 2. Rusu 3. Rusu 3. Rusu 4. Rusu 4. Rusu 5. Rusu 6. Polodeschi 4. Rusu. Certele mele joacă. Polodeschi. Rusu. Și am azi numai iară, cu rusul, cu rusul, 8 la 6. 8 cu 6. Sau 14. Nu e tot fel. Hai numărat, vede și casă din pădată. Nu, dar să-l puneam așa că... De la camere, să vă rog. Rusul va se vedea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Dacă să vă seamnă. Care seamnă? Ce seamnă pe dracu? Dacă te-a considerat verificată, dacă au seamnă... Dacă au seamnă, le propun mai mult. Trebuie să facem un proces verbal. Hai, doamna secretară, că nu mă duc. Este modelul proces verbal care se face. Are doamna secretară. Haideți, doamna secretar. Trebuie să fie un model. Ce strămoară mâine? Când s-o rugăciune la fapt de seară. Când s-o rugăciune de mizmezar? Nu-l humătra? Mesaje? Scrie mesaje, dați-l afară. Da, nu e acum, e voi. Ne filmez, domnul Vasile? De cum? Bucata asta poți să mă faci. Da, bravo. Restul mă interesează. Mergem de mânuță și transmitem și după aia. Stați cu mine până atunci. E ce o problemă. Aici pe iul era căderea Bastile, acum 14 pe iul. Sunt valegele, valegele. Pe 15 căderea, pe ce? 13 iunie. 14 iunie. De 13-15 iunie au fost linerea, în 90. Mai era 14. Și 4 iulie? Ziua mea, deci. Domnule Vasile, nu. Ziua când îndeți. Ziua când îndunesc că 23 ianuarie și... Ziua 1 ianuarie. O să dăm un fiici. 24 de ani? Mă rog, ce faci? Deci, mă gândesc că a fost un alinator. Trebuie să o zi bine.
Mi-a dus un cartier bici de Paște de Cairo, șal de Paște de Cairo. În interpretarea ta. Trebuie să faci o capușă la toată. Trebuie să faci o capușă la toată. Ce are Da, proces verbal încheiat astăzi 14 iunie 2013 privind constatarea rezultatului votului privind alegerea viceprimarului orașului Broșteni. Astăzi, 14 iunie 2013, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Orașului Broșteni, în ședința de constituire din data de 25 iunie 2012, a constatat în urma numărării voturilor pentru alegerea viceprimarului Orașului Broșteni următoarele rezultate. Din cei doi candidați, Rusu Vasile și Molodeschi Mihai, Rusu Vasile a întrunit 8 voturi, Molodeschi Mihai 6 voturi, din total voturi exprimate 14. Drept pentru care s-a închezat chiar prezentul proces verbal. Președinte, subsemnatul, membru Cimbrăjul Petrișor, secretar Ioan Gabriel. Da. Asta e. Asta e cu tuiește. Cu taricismul. Da. Felicitări, domnul Rusu. Mulțumesc. Felicitări, mai mulțumim domnul Voluzeschi pentru activitatea depusă până acum și dorim succes noului viceprimar, care se laudă că ar fi mai tare decât toți vicii care au fost până acum. Să vedem. Dacă nu-l schimbăm. Imediat. Datorul. Dar cu schimbatul... E simplu. Plec eu dacă nu știu. Domnul primar? Maru masa și felicitări nu știu unde. Pe doamne, aveți toate proiectele. Trebuie să nu lăgeți ăla cu delegare, da? Da, cu scapa hor cu primării. Cu scapa hor cu primării. Domnilor, cu acestea fiind spuse, declar ședința de astăzi încheiată. Mulțumim, domnule primar.